Bună și bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Two Point Hospital și e vorba de un joc în care trebuie să-ți faci propriul tău spital, să ai grijă de el, să ai grijă de angajații tăi, de exemplu să-ți iei medici, să-ți iei oameni care să facă curățenie, tot fel de chestii de genul ăsta. L-am făcut pe un live acum câteva zile și am văzut că v-a plăcut destul de mult, așa că am zis, mă, hai să facem și un episod să vedem dacă o să vă placă. Nu uitați să apăsați butonașul de like în continuare dacă vă place și hai să pornim la drum. Deci aici ne învață și ne zic așa pe scurt cum este jocul. Dar da, ideea este că spitalul ăsta nu e un spital obișnuit. După cum vedeți, au niște tratamente destul de ciudate și amuzante. Ia uite, doamne, cum să-i facă așa ceva? Ia uite, trebuie să-i scoată clownul din el. Pac, și l-a făcut normal, vezi? Deci e boala de clown. Tot fel de boli. Boule, poate să-ți ia și foc spitalul, doamne ferește. Mamă. Two Point Hospital. Nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem peste 7000 de like-uri la episodul ăsta. Da, cumva, dacă voi ați văzut live-ul pe care l-am făcut acum câteva zile, știți că noi am jucat deja prima parte a jocului, dar ideea e că atunci nu prea mă pricepeam și nu prea am făcut spitalul cum trebuie și am zis, mă, hai să fac, când o să fac episodul, o să-l fac ca lumea, știi? Așa că ăsta ne învață, zice că avem aici primul spital pe care îl putem lua. Hai să-l luăm, îi dăm pe start și hai să vedem. L-a jucat și pisica, a făcut un episod ieri, dacă nu mă înșel. După un hospital, welcome, are you ready to build? Așa, eu știu deja cum să-mi controlez ăsta, zice move the camera. Vedeți, ăsta este locul în care ne vom construi noi spitalul. Poți dai zoom in destul de tare, deci asta e tare. Și doar încearcă să mă învețe cum să-mi mișc camera. Eu știu deja chestiile astea, adică na. Dar e bine că totuși ne învață. Recepția ar trebui să fie destul de în față. Mă gândesc că o să fie ceva de genul, exact la intrare. Ceva de genul, uite aici. Pentru că undeva pe aici vreau să fac și un fel de sală de așteptare. Da, așa, un pic mai încolo. Acum avem nevoie de un recepționist. Te uiți la fiecare în parte să vezi ce știe să facă. Și să vezi dacă merită să cumperi unul mai scump sau unul mai ieftin. Pentru recepționist o să iau pe tipul asta, care ar trebui să fie destul de ok. Dar, ghiciți ce? Nu avem medici, nu avem altceva aici, așa că să facem un GP's office. GP's office-ul ăsta, cred că am să-l fac. Uite, o să începem de aici. Cred sau de aici? Nu, hai să începem de aici. GP's office-ul. Cât de mic pot să-l fac? Ceva de genul ăsta. Avem aici ușa. Avem aici biroul. Și o să fie cu ceva de genul ăsta ar trebui să fie. Are nevoie și de o chestiuță de asta. Bam. Și nu numai. Adică tu poți, de exemplu, să-i pui și un coș de gunoi pentru că o să arunce gunoi și chestii. Pui și o plantă să-l faci mai frumos. Și pe cât îl faci mai frumos, pe atât el devine mai prestigios. Cu cât o cameră e mai prestigioasă, cu atât va bucura lumea mai mult. Dar, iată, asta este camera pentru doctor, am impresia. Click to hire, așa. Doctors. Și pentru doctori aș vrea să iau unul destul de bun. Trebuie la fiecare să vezi ce știe să facă. General practice, increased. Cred că o să-l iau pe ăsta. E balansat, știi, e balansat. Ok, iată, avem și primul nostru doctor. Spitalul a fost a pornit. Aici doar verifică și vede, îi dă un diagnostic, știi, când te duci la doctorul de familie, e ceva mai simpluț, nu e un specialist, nu știu de care, știi, se pricepe la toate. Zoom the camera, bun, pitch the camera pe R sau F, învață cum să mă uit așa, și trebuie să diagnosticăm primul nostru pacient. Iată, primul nostru pacient este pe drum, haideți domnule, intrați aici la noi la spital, iată-l. Nu știu ce o avea, dar o să putem să dăm și cu viteză. Cred că o să-l țin pe high speed ca să se miște mai rapid lucrurile. Și între timp eu n-am cum să construiesc altceva pentru că trebuie să-l diagnostic... Să-l diagnosticheze? Sau cum se zice? Habar n-am. Ok, acum îi dă diagnosticul. Message-ul e așa. Have look at the message in the bottom right. Deci aici că avem un mesaj. Să-l trimitem pe pacient acasă sau să-l punem să aștepte? Îl punem să aștepte. Pentru că vreau să fac o farmacie. Că vedeți că el acum are nevoie de o farmacie și nu are de unde să-și cumpere medicamentele. Așa că farmacia va fi chiar aici și va avea o ușă așa. Aici va fi zona de farmacie, dar asta e, cred că am făcut-o un piculeț cam mare. Posibil să fi făcut un piculeț cam mare. Cred că nu are nevoie să fie atât de mare. Asta va veni aici. Am nevoie de drug mixer. Asta va veni aici.
Punem tot așa o plantă, poate punem un coș de gunoi lângă. Bam! Și uite ce frumos! De asta am vrut să fac spitalul din nou, pentru că vreau să mi le rearanjez, frate. Vreau să mi le aranjez să fie, nu știu, să fie frumos, frumos aranjat tot. Hire. Avem nevoie de assistant sau, nu, nurse. Nurse. Să iau una scumpă. Uite, a venit unul care e cam de fapt, de asta are ceva bun. Hire. Bam. Și avem un fel de radio care merge în fundal. Bun. Need to diagnose and cure simple illness. Deci acum îi dă pastilele cum ar veni. Asta care vorbește e ciudățel. De la radio. Și tot vine radio-ul la random. Dar i-a dat pastilele, totul e în regulă, se pare că când apare inima deasupra capului, așa înseamnă că totul e în regulă cu el și nu mai are nevoie de altceva. Și vedeți, fiecare se duce la farmacie. Bun, acum avem nevoie și de încă o chestie. Hai să mergem aici la rooms. Avem nevoie de janitor. Janitorul o să facă o curățenie și o să și repare ce se mai strică pe aici. Așa că maintenance, maintenance 2, maintenance 3. Ăsta are mechanics. Să-i dă și posibilitatea să upgradeze o mașinărie. O să le iau pe ăsta pentru că capturează și, ok, ăsta capturează și fantome. Dacă îți moare vreun om, o să ai probleme și o să fie bântuit spitalul tău. Așa că am nevoie și de unul care să prindă fantomele. Promote, hai să-i dăm promote. Ok. Bun. Place two fire extinguishers. Mergem aici la items. Punem două stingătoare de incendii, pentru că nu se știe niciodată. Așa în fața ușilor. Bun. Janitors will be called. Zice că o să vină, o să trimită pe janitors. Așa, place two benches. Ok, deci avem nevoie să facem un loc de așteptare. Hai să creăm un loc de așteptare. O să fac un loc de așteptare undeva aici. Mi se pare o idee bună. Ceva de genul ăsta, cred că e ok. Să nu fie nici foarte apropiate, dar nici foarte distanțate, știi? Cred că e bine așa. Încă puțin, încă puțin. Oh, shit, le-am plasat. Ok, asta le-am plasat cam aiurea. Stai că poți să le muți oricând. Orice obiect ai plasat în jocul ăsta poți să muți, nu e nicio problemă. Vreau să pun un leaflet stand de ăsta exact aici, la intrare. Snack machine și drink machine. Hai să le punem și pe astea. Ok, și drinks machine. Ok, perfect! Deci uite cât de frumos arată spitalul nostru. Bun, if you want to pick up an item, asta știu deja. Bun, staff and energy breaks. Zice acum că, nu mai am... Da, așa că mai vreau cu asistentă de asta. Lucille. Dacă asta e destul de bună, se pricepe. Asta avem doi de ăștia care lucrează aici, pentru că mereu sunt probleme. Aia a dormit? Aia doarme random. Ok. Build a staff room. Deci avem nevoie de o cameră unde cei care lucrează la spital să se odihnească, chestii de genul. Aș face undeva pe aici staff room. Camera de staff. Ok, punem și noi o canapea. Să pun ceva de genul ăsta. Pot să pun și un fotoliu chiar. Ceva de genul acesta. Le pun și lor un coș de gunoi. Hai să le punem coșul de gunoi, uite aici. Le pun și lor o plantă, de exemplu, ca să arate frumos. Poate o plantă acolo. Să le pun drinks machine și asta. O să-și ia de unde și au toți, adică nu cred că e nevoie. Și asta e camera unde lumea o să odihnească, adică cei care lucrează la spital, vedeți? Toilets unlocked. Deci acum avem posibilitatea să le facem build toilets. Vreți să ducă și la WC. Și WC-urile vor fi tot în zona asta. Cred eu că e o idee bună. Bam. Una, două, trei, patru. Perfect. Și am nevoie și de o chiuvetă, un hand dryer unde să-și usuce mâinile, un coș de gunoi, un colțișor și mai am unde să pun și o plantă. Nu mai am unde să pun și o plantă, dar cred că le ajunge, că deja e la prestige de level 2. Amă, că arată bine, frate, arată super. În opinia mea, arată super bine. Dați așa o secundă. Settings, vreau să dau music un piculeț mai încet, că a început o melodie mai tare și na. Bun, și am mai zice genitals will be empty beans, nu știu ce. Hospital level, faci și level la spital și trebuie să avem grijă de 2 pacienți. Avem aici general diagnosis. Asta o să fie ceva mai avansat, unde să fie diagnosticați. Stai că aici am nevoie, aș avea nevoie de un piculeț mai mult. Cred că să facem ceva de genul, pentru că am nevoie de 2 paturi aici.
Și știu exact ce e chestia asta. Easy scan, o să-l punem undeva aici. Examination table, stai, de fapt nu e ăla pe care credeam eu. Nu, asta e o chestie mai mică. Ok, o să punem așa, easy scan o să fie aici. Ăsta cu minus, uite așa. Ușa. Ușa o să fie aici. Ceva de genul ăsta și e ok. Bun, da, credeam că e altă cameră, dar nu, e ok. Iar aici aveam nevoie de un nou nurse. Adică, uite așa, hai să angajăm și noi pe una care se pricepe mai bine. Emotional intelligence, ok, hai să o luăm pe asta. Bun, și asta se ocupă de trebușoara aici. Faza e că nu mai am unul aici, dar nu înțeleg, eu am angajat și nu vreau să angajez prea multe. Ok, hai că s-a dus cineva acolo până la urmă. Se duc într-o parte în alta și dacă nu ai grijă, la un moment dat o să ai probleme, știi? Iată. Aici verifică pe pacient. Mamă, ce fac, cum i-a dat una în cap? Cred că l-a tratat. Ok, hai să vedem. Ok, și ok. Bă, nu știu, mie îmi place joculețul. E un joculeț de management, un fel de tycoon, dar dacă vă place genul ăsta de joc, de ce nu? Adică mie personal îmi place. Lightheadedness. Și zice că avem aici build a GP's... build a GP's offices. Deci mai avem nevoie de încă un GP's office? Hai să vedem. Room, GP's office. Și hire two doctors, earn... Ok. Add a room. Să mai facem un cu GP's office de ăsta. Să mai fac încă unul. Aici nu vreau să le flec... Chiar n-are rost să le fac foarte mari. Nu știu de ce avem nevoie de două, dar... Bănuiesc că sunt prea mulți clienți. Prea mulți pacienți. Le zic clienți, dar... da, cred că sunt prea mulți. Și la un moment dat ai nevoie. Bam. Perfect. Și acum mai avem nevoie de încă un doctor. Încă un doctor, o să iau cel mai bun doctor pe care îl găsesc momentan. Ăsta este cel mai bun doctor. Bun, și acum get hospital level 4. Asta ar trebui să fie destul de ușor. Și noi producem bani în timpul ăsta, adică... Înțelegeți? Uite, earn. Și fiecare pacient care trece pe aici, el ne plătește și ne plătește destul de mulți bani. Și facem profit, facem bănuții. Bineînțeles că ai toate chestiile, toate statisticele. Visualization modes. Bad face, but it requires a ward for treatment. Ok, deci avem nevoie de o sală de internare. Fiți atenți voi că avem nevoie de sală de internare. Și sala de internare trebuie să fie mai mărișoară. Așa că o să o facem aici. Să fie o ușă pe mijloc. Biroul ăsta poate să fie aici. Poate să fie aici. Zona asta. Și acum paturi. Bam. Bam. E cam aiurea poziționată. Poate să fac mai mare. Momentan. Știi că pe parcurs o să putem să o modificăm. Nu e problema. Ah, shit. Trebuie să aibă loc să se dea jos din pat. Trebuie să fie destul de separate. Ce mai avem nevoie aici? Avem nevoie de... Nu mai am nevoie de nimic în principiu. Dar să le pun un ăsta de gunoi. Îl pun un fire extinguisher aici. Le pun și o plantă aici. Și avem super ward-ul. Super zonă de internare. Ha, mă, că e ok. Spitalul nostru chiar este ok. Eu zic că o ducem destul de bine. Cure 3, lightheadedness. Ok, deci e o nouă boală. O nouă boală și trebuie să facem o nouă zonă de tratare a acestei boli. Această zonă va fi undeva aici. Cred eu că e ok. O să avem așa. Și aici se va face tratamentul pentru această nouă boală. Să vedem cum o să plasez eu obiectele astea. Să nu fie nici foarte îngrămădite. Le pun și un coș de gunoi aici. Le pun și o plantă, uite aici. Și bam! Nu trebuie să le faci foarte mare, adică nu cred că e nevoie. Ah, ăștia sunt cei care au nevoie de tratamentul lightheadedness. Adică au un loc de cap, un bec. Și trebuie tratați. Și trebuie să vină doctorul să-i trateze. Ia să vedem. Îi va trata de boala capului bec. Și mi s-a părut destul de amuzant când am văzut și chestia asta pe live. Faptul că trebuie să-i deșurubeze becul, să-i pun acolo și după asta îi pune alt cap. Mi s-a părut super amuzantă chestia asta. Mamă, frate, ești nebun? Ok, și așa le face la toți. Eu am nevoie să tratăm 3 pacienți cu acea boală. Pe măsură ce avansez în joc, vei avea mai multe tipuri de boli pe care le poți trata. Fiecare boală, bineînțeles, va trebui să fie tratată cu o altă chestie.
Dar uite, aici, de exemplu, avem finanțele noastre, cum ne descurcăm, câți bani am făcut, stafful nostru, dacă stafful este fericit, trebuie să te uiți neapărat pe toate statisticile astea pentru a putea să îți dai seama de diferite chestii. Dar aici vedem toate detaliile. Așa, ia să vedem, lumea este cam bolnăvioară, dar e ok. Bun. Și acum mai trebuie încă un pacient să fie rezolvat de domnul doctor. Ăsta miroase planta. Ok. Nu-i bai. Aici ăștia se schimbă și internează. Știi, uite, de exemplu ăsta s-a tratat. Dar internează-i bag aici. Unii dintre ei s-ar putea să nu poți să-i tratezi. Și ăia o să moară. Dacă ea mor la tine spital, lansează o fantomă. Fantoma respectivă va avea, va bântui spitalul. Și nu vrea asta în niciun caz. Așa că, ăsta tot miroase planta. Ăsta cred că așteaptă să vină, da, să vină pacientul. Deci trebuie să mai tratăm încă un singur pacient ăsta ca să putem să trecem mai departe la, la următorul stadiu. Bun, Deluxolux, așa se numește zona asta. Hai, bagă-i un nou cap. Perfect. Și am primit aici o scrisorică. Congratulations, your hospital has been awarded one star. Așa, continue to deliver așa in Hogsport. If you believe that you're capable of more, run before you can walk and begin to expand your organization by opening a new hospital. O să-i dau continue aici momentan. Ce zice el acum este că eu dacă vreau pot să mă duc să-i dau așa open map sau ceva de genul ăsta și să mă duc să-mi fac un alt spital. Să-mi fac un spital mai mare, știi? Și cumva și ăsta rulează în același timp, dar să ruleze și ăla în același timp cu ăsta. Faza e că nu vreau să fac asta încă pentru că nu mă simt eu pregătit neapărat. Open, eu atunci pe live am deschis repede al doilea spital. Dar n-are rost, frate. Adică mai degrabă să ne-l facem pe ăsta full și după aia să vedem altele. Aici ne dă rewards, open all. Deci ce am primit? Nurse of the year și doctor of the year. Cei mai buni doctori și asistente. Implore, no deaths. Super tare. Deci ne-am descurcat bine. Get hospital to level 6. Ok. Aici te poți duce, hai să vă arăt care e trebușoara cu aia cu spitalul. Nu știu, s-ar putea să ne facem și spitalul al doilea pe parcursul jocului. Dar aici este spitalul al doilea. Friends who have played this level. Uite, pisica este acolo, se pare că pisica și-a făcut și al doilea spital. Poți să te duci, poți să te întorci oricând la un spital, să te duci la celălalt. De fapt, pot să vă arăt. Uite, hai să vă arăt ca să înțelegeți care e treaba. După aia oricum o să ne întoarcem și la primul și o să venim și la al doilea. Lower Bullock se numește zona aceasta, Staff Qualifications, iar aici zice camera de psihiatrie unlocked. Am impresia că dacă tu nu se faci al doilea spital, nu-ți da unlock la camera de psihiatrie și toate chestiile astea, dar după ce ai dat unlock la o cameră, bai poți să-ți faci camera respectivă și la spitalul inițial. Deci așa, build a psych room. Psych room ar veni camera psihiatrie, ar veni așa, tot așa vreau să le fac pe margini, ca să ne ocupăm foarte mult spațiu. Și vine scaunul unde stă domnul care tratează. Ăsta va veni ceva de... Cred că o să-l pun exact lângă. Sau o să-l pun așa. Știi, ca să stea și să vorbească cu el față în față. Va veni un coș de gunoi aici. O plantă, uite aici. Și punem și un poster. Pentru că de ce nu să facă reclamă. Că tratăm pacienții. Bam. Cred că posterul o să-l pun pe exterior. New technology. Bam. Get hospital to level 3. Și ce că trebuie să tratăm un pacient în camera aceasta. Da, ăsta e joculețul, am vrut așa să vi-l arăt pe scurt. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu el, nu uitați să dați acolo un mare like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!